Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preasfintei tale Maici, ale tuturor sfinților și ale îngerilor tăi, miluiește-ne pe noi. Tu care ai venit în lume nu pentru a osândi lumea, ci pentru a o mântui, primește rugăciunea noastră. Tu care ai pătimit pe cruce pentru păcatele noastre și ai înviat din morți a treia zi, dă-ne puterea să biruim ispitele noastre. Tu care ești împăratul veșnic, dă-ne înțelepciune și credință să ne bucurăm de împărăția ta. O preasfântă treime, Tată, Fiule și Sfinte Duh, te slăvim și te lăudăm. Îți mulțumim pentru iubirea ta nesfârșită și pentru mila ta fără de margini. Îți mulțumim că ne-ai chemat la viață și ne-ai dat prilejul să te cunoaștem și să te slujim. O Maică Preacurată și Fecioară Maria, roagă-te pentru noi păcătoșii. Întărește-ne în credință, sporește-ne dragostea, dă-ne curajul să urmăm calea dreptății. Ajută-ne să ne purtăm crucea cu vrednicie și să ne încredem în mila tronului ceresc. O sfinți apostoli, mărturisitori și mucenici, care ați luptat pentru credință și ați vărsat sângele pentru Hristos, rugați-vă pentru noi. Ajutați-ne să fim tari în încercări, să ne păstrăm credința neclintită și să ne mărturisim dragostea pentru Dumnezeu în fapte și cuvinte. O sfinți părinți și învățători ai bisericii, care ați luminat lumea cu învățătura voastră, rugați-vă pentru noi. Ajutați-ne să înțelegem tainele credinței, să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu și să creștem în înțelepciune și sfințenie. Doamne, Tu ești izvorul vieții și al iubirii. Ajută-ne să trăim în poruncile Tale sfinte și în iubire față de aproapele. Dă-ne putere să iertăm așa cum ne-ai iertat Tu. Ajută-ne să iubim așa cum Tu ne-ai iubit. Doamne, Dumnezeule, Hristoase Mântuitorule, Duhule Sfinte și Măicuța noastră preasfântă, vouă vă plec genunchii inimii mele și la voi este pentru mine mila, ajutorul și izbăvirea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă pace în sufletul și în casa voastră. Sper ca această rugăciune să-ți fie cu adevărat de folos duhovnicesc, iar dacă vrei să mai rostești încă o rugăciune, aceasta este recomandarea mea.